Sfânta ta cruce, Hristos ne conduce și crucea te-o vom prețui. În luptă noi vom virui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Fraților preaibiți, noi care vom binecuvânta în mod solemn această cruce renovată, care va străvi pe turnul Bisericii Catedrale din Iași, să cinstim în credință planul veșnic al lui Dumnezeu, prin care misterul crucii a devenit sacrament al îndurării dumnezeiești. Privind crucea să ne amintim că pe ea s-a împlinit sacramentul iubirii cu care Hristos a iubit biserica sa. Salutând crucea, să ne reamintim că înlăturând orice dezbinare prin sângele său, Hristos a făcut din diversele neamuri un singur popor al lui Dumnezeu. Venerând crucea, să ne gândim că noi suntem și ne mărturisim discipoli ai lui Hristos, și purtându-ne fiecare crucea zilnică, să-L urmăm cu generozitate. Să ne străduim așadar să participăm cu luarea minte la această scurtă celebrare, pentru ca misterul crucei să ni se dezvăluie mai puternic și să putem cunoaște mai bine semnificația acestui mister al crucii. Să ne rugăm! Dumnezeule, Fiul tău care avea să vină la tine din această lume, atârnând pe lemnul crucii, a împăcat cu tine neamul omenesc. Privește spre acești slujitori ai tăi, care au înălțat și înalță acest semn al mântuirii în vârful catedralei noastre, fă ca întăriți de harul lui, purtându-și crucea zilnică, să meargă pe căile Evangheliei, să ajungă în mod fericit la limanul ceresc. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ascultăm acum cuvântul Domnului. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Să aveți în voi acea atitudine care este în Hristos Iisus. El fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine, luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul lui de a fi a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au adus biruință. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate și a adus aminte de bunătatea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut biruința Dumnezeului nostru. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Lucruri minunate a făcut Dumnezeu cu noi. Cel mai minunat este mântuirea pe care ne-a adus-o prin Fiul Său, care a murit răstignit pe cruce. Crucea marchează viața noastră a creștinilor de la leagăn până la mormânt. Și încă după aceea, că dacă mergem în cimitir, vedem în cimitirile noastre creștine, ele sunt pline de cruci.
Crucea este transformată odată cu moartea lui Iisus pe ea din semn de batjocură în semn de mântuire, de salvare, de eliberare din sclavia păcatului și a morții. Pe toate turlele bisericilor creștine străjuiește crucea. Această cruce care a străduit câte sute de ani, de când este catedrala noi. 1789, Sfinții. De sute de ani coborât acum de pe vârful bisericii catedrale, a fost renovată și va fi repusă la loc pentru ca iarăși peste viacuri să străjuiască și toți cei care o vor privi să-și aducă aminte de semnul mântuirii. Sigur, crucea pe care o binecuvântăm acum să fie pentru noi un imbold de a ne purta cu răbdare crucea de fiecare zi, privind mereu la Hristos. Când va fi mai greu, această cruce ne va întări, să fim răbdători în suferințele, necazurile, adică crucile vieții noastre de fiecare zi. Te binecuvântăm, Părinte Sfânt, care din belșugul iubirii tale ne-ai oferit calea mântuirii și a vieții. Doamne Dumnezeule, Părinte Sfânt, ai voit ca izvorul tuturor binecuvântărilor și începutul tuturor harurilor să fie crucea Fiului Tău. Binevoiește să stai alături de noi, care vom ridica această cruce la locul ce îi se cuvine în vârful catedralei noastre, ca semn al credinței noastre și fă ca prin misterul pătimirii lui Hristos, îndată ce vom intra în pământ, să dobândim bucuria învierii. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Să rugăm acum cu credință pe răscumpărătorul nostru, Hristos, care ne-a răscumpărat prin cruce, așa spunând, prin crucea ta mântuiește-ne, Doamne. Prin crucea ta mântuiește-ne, Doamne. Doamne, Tu te-ai nimicit pe Tine însuți, luând fire de rob, făcându-Te asemenea oamenilor, fă ca toate mădularele bisericii să imite umilința Ta. Prin crucea Ta mântuiește-ne, Doamne. Hristoase, Tu te-ai umilit, făcându-Te ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Dă-le slujitorilor Tăi tăria ascultării și a răbdării. Prin crucea Ta mântuiește-ne, Doamne. Hristoase, Tu înălțat de Dumnezeu, ai primit numele care este mai presus de orice nume. Îngăduie credincioșilor Tăi să stăruie necontenit în slujirea Ta. Prin crucea Ta mântuiește-ne, Doamne. Hristoase, în numele Tău tot genunchiul să se plece al celor din cer, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt. Atrage-i pe toți la inima Ta ca să Te cinstească și să Te adore. Prin crucea Ta mântuiește-ne, Doamne. Hristoase, toată limba va mărturisi că Tu ești Domn spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Primește-i pe frații noștri răposați în împărăția fericirii veșnice. Prin crucea Ta mântuiește-ne, Doamne. Ca să beneficiem din plin de roadele crucii, să ne rugăm împreună așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie! Cea prea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul Duhului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule, Tu ai voit ca Fiul Tău unul născut să sufere chinurile crucii pentru a răscumpăra neamul omenesc. Te rugăm să binecuvânteze această cruce și pe noi cei care ne închinăm
în fața crucii mântuitoare. Vă te rugăm ca noi, care am cunoscut pe pământ misterul crucii, să fim învredniciți a dobândi într-o zi în cer răsplata răscumpărării Lui. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea binecuvântării acestei cui s-a încheiat, să mergem și să trăim în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Omul viețile sfârșite, cruce sfânta lui Hristos, e speranță și scăpare pentru și altarul.